Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre teorema lui Pitagora. Să facem cunoștință cu Andrei și cu fratele lui Mihai. Ei vor să construiască macheta unei bărci cu catarg. Ei vor să construiască macheta după dimensiunile din desen. Observăm că pânza are forma unui triunghi dreptunghic cu ipotenuza de 5 cm, o catetă de 3 cm, dar nu cunosc cealaltă catetă. Pentru aceasta au nevoie de teorema lui Pitagora. Să vedem cine a fost Pitagora. Pitagora a fost matematician și filozof grec, care a trăit în secolul al VI-lea înainte de Hristos. Octavian Onicescu îl numea un gigant al înțelepciunii. Pitagora a fost unul dintre primii deschizători de drumuri în matematica europeană. A rămas cunoscut în mod special datorită teoremei care îi poartă numele, dar el a avut realizări și legătură cu mărimi și numere, a făcut legătura dintre aritmetică și geometrie. Deși faimoasa teoremă este atribuită lui Pitagora, se pare că a fost cunoscută de mai multe civilizații. A fost știută de indienii antici, de babilonieni, egiptenii antici, chinezi. Pitagora nu a lăsat nimic scris, de aceea este greu de delimitat concepțiile și contribuțiile științifice și filozofice proprii față de cele ale discipolilor lui. Să vedem teorema lui Pitagora ce ne spune, și anume, într-un triunghi dreptunghic, suma pătratelor lungimilor catetelor este egală cu pătratul lungimii ipotenuzei. Deci, în triunghiul ABC, cu măsura unghiului A de 90 de grade, avem AB pătrat plus AC pătrat este egal cu BC pătrat. Relația este echivalentă și cu următoarea. Dacă scoatem cateta AB, vom avea AB pătrat egal cu BC pătrat minus AC pătrat sau cealaltă catetă, AC pătrat este egal cu BC pătrat minus AB pătrat. Să facem și demonstrarea acestei teoreme a lui Pitagora folosind teorema catetei. Deci avem triunghiul ABC, dreptunghic în A, am construit înălțimea AD perpendicular pe BC și folosind teorema catetei avem AB pătrat este egal cu ipotenuza BC ori proiecția catetei pe ipotenuză BD, iar pentru cealaltă catetă, AC pătrat este egal cu BC ori CD. Adunând cele două relații, obținem AB pătrat plus AC pătrat este egal cu, îl putem da pe BC factor comun, BC ori, paranteză deschisă, BD plus CD, este egal mai departe, BC și observăm pe desen că BD plus DC nu este altcineva decât ipotenuza BC. Deci am ajuns la concluzia că AB pătrat plus AC pătrat este egal cu BC pătrat, adică ceea ce trebuia demonstrat. Enunțul teoremei lui Pitagora. Teorema lui Pitagora face parte din categoria teoremelor la care s-au înregistrat numeroase demonstrații, peste 2000 de demonstrații. 8 din acestea aparțin profesorilor români. Observăm aici desenul din demonstrația teoremei lui Pitagora făcută de Euclid și din coace făcută de Leonardo da Vinci. Să revenim la problema noastră. Deci avem pânza în formă de triunghi dreptunghic. Notăm AB C
vârfurile acestui triunghi dreptunghic. Deci avem triunghiul ABC cu măsura unghiului A de 90 de grade. Aplicăm teorema lui Pitagora și obținem BC pătrat este egal cu AB pătrat plus AC pătrat. BC-ul este de 5 cm, de 5 la puterea a doua, egal cu AB-ul e de 3 cm, 3 la a doua plus AC pătrat. Deci 25 egal cu 9 plus AC pătrat. Scoatem cateta AC pătrat egal cu 25 minus 9, care ne dă 16. Și atunci înseamnă că AC este egal cu radical din 16, deci AC va fi egal cu 4 cm. Deci înălțimea catargului va fi de 4 cm. Putem să justificăm rezultatul obținut la problemă folosind ariile pătratelor din imagine? Ce observăm? Că 3 la puterea a doua plus 4 la a doua este egal cu 5 la a doua, exact rețeaua de pătrate care sunt desenate în imagine. Vă propun următoarea problemă. Determinați lungimile ipotenuzelor triunghiurilor dreptunghice din imagine. Folosiți ca unitate de măsură lungimea laturii pătratului din rețea. Vă doresc succes în rezolvarea problemei. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare.